prețul certificatelor de CO2, putem spune că a crescut de la 15, 20, 22 de euro, ajungând în acest moment la peste 60 de euro per certificat. Am avut o iarnă în Europa suficient de lungă. Această iarnă a presupus că depozitele de gaze ale statelor membre europene, și menționez statelor membre europene, nu România, ca să fie foarte clar, s-au golit. S-au suprapus, evident, cu conjunctura reducerii tranzitului de gaze prin Ucraina, creșterea accentuată a cererii de gaze după recuperarea economiei din pandemia de COVID, către Asia. Am avut probleme cu vântul. E foarte bună energia regenerabilă, dar atâta timp când nu este, să zicem, asigurată de capacități mari de stocare și acest lucru nu este încă pus în practică la scară largă, ne uităm să vedem dacă bate vântul.